În ultimii ani, legislația europeană s-a concentrat pe reducerea emisiilor poluante, inclusiv a poluanților fonici, reușind să le aducă la niveluri scăzute pentru a proteja comunitățile locale. În piață, clienții noștri sunt sensibili la stimulentele din unele țări europene, care fac propulsie alternativă viabilă în termen de cost total de operare. Și avem încredere că vor deveni în timp la fel de sensibili la sustenabilitatea mediului în ceea ce privește transportul, îmbunătățindu-și imaginea și perspectiva de afaceri. Acești doi factori, unul competitiv și celălalt de reglementare, contribuie la creșterea cererii de vehicule alimentate cu gaz. Iveco este un pionier în această tehnologie. Vă reamintesc că în anii 90 eram primul producător care înțelegea potențialul acestui segment și a început să-l utilizeze în domeniul transportului de persoane și de mărfuri. Suntem lideri de piață în acest segment cu peste 35.000 de vehicule vândute în Europa, iar cotele de piață în 2019 depășesc 50% la toate segmentele, în gama vehiculelor comerciale ușoare, cea a vehiculelor medii și cea a vehiculelor grele. Noi, Iveco, nu considerăm gazul ca fiind o tehnologie de tranziție, ci considerăm că aceasta joacă rolul decisiv în strategia de alimentare alternativă și are rolul de a oferi cea mai bună soluție pentru misiunile transportatorilor. Pentru a oferi cea mai bună soluție pentru misiunile transportatorilor, acum și în viitor, așa cum a fost confirmat și de antevorbitorii mei. Noi, Iveco, am crezut întotdeauna în tehnologia alimentării cu gaze naturale, iar piața ne-a dovedit că am avut dreptate, din ce în ce mai mulți clienți alegând soluția de alimentare cu gaz natural. Credem în decarbonizare, iar angajamentul Iveco este să reducem emisiile și să facem afacerile partenerilor noastre să fie profitabile. Soluția noastră sunt vehiculele alimentate cu gaz natural sau biometan, care oferă acum soluția spre decarbonizare în transporturi. Vă mulțumesc pentru atenție!